Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună rulată de curcan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o bucată de piept de curcan, 50 de grame de parmezan, 100 de grame de unt, 4-5 căței de usturoi tocați, o legătură de pătrunjel tocat, puțin rozmarin, coaja de la o lămâie, sare, o lingură de muștar, câteva boabe de piper roșu, 2-3 linguri de ulei și câteva fâșii de bacon. Pentru început vom pregăti untul aromat și voi începe, bineînțeles, cu untul, care este la temperatura camerei. Voi adăuga și pătrunjelul, usturoiul mărunțit, puteți pune mai mult sau mai puțin, rozmarinul, coaja de lămâie, puțină sare, muștarul, și piperul roșu. Punem câteva bucăți pe care le zdrobim între degete și vom mixa totul până vom obține o pastă omogenă. Și așa va arăta untul, o compoziție omogenă de unt aromat. Ne vom ocupa acum de pieptul de curcan, pe care îl voi tăia cu un cuțit foarte ascuțit. Îl tai ca să-l pot deschide ca pe o carte. Îl voi întoarce și îl voi tăia și pe această parte. La fel. Nu trebuie să fie perfect, pentru că apoi îl vom bate cu ciocanul de șnițele. Îl întorc din nou și voi mai tăia încă o dată aici. Am spălat foarte bine carnea de curcan. Voi tăia o bucată din ea, pentru că am un piept de curcan mult prea mare pentru două persoane. Și o voi pune deoparte, iar pe aceasta o pun un pic mai în mijloc, acopăr cu folie de plastic pieptul și cu un ciocan pentru șnițele voi începe să-l aplatizez cât să obțin o bucată mult mai subțire și uniformă. Pieptul este gata, așa că voi scoate folia de plastic. Condimentez pieptul de curcan cu puțină sare, nu foarte multă. Peste el voi pune untul aromat. Cu lingura întind bine untul. Ung toată suprafața, dar las puțină margine neunsă cu unt, pentru a nu ieși umplutura la final, când îl vom rula. Peste untul aromat, voi adăuga fâșiile de bacon. Eu am bacon de curcan, dar bineînțeles că puteți folosi și de porc. Adaug și parmezan ras peste bacon. Voi rula acum pieptul de curcan cu atenție și cât de strâns se poate. Voi lega pieptul de curcan cu ață de bucătărie pentru a nu se desface în cuptor. Nu foarte strâns. Continui. Voi lega din loc în loc. Am legat foarte bine rulada de curcan cu ață de bucătărie, atât pe lățime,
cât și pe lungime, pentru a fi sigură că umplutura rămâne înăuntru, cu o pensulă, o voi unge cu puțin ulei. Dacă aveți curcan cu tot cu piele, nu mai este nevoie să puneți ulei. Eu nu am găsit, așa că voi pune puțin ulei deasupra. Pun în tavă și apă. Opțional, câteva frunze de dafin. Câteva boabe de piper roșu. Pentru gust. Puțină sare, atât pe ruladă, cât și în apă. Și voi da rulada la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade pentru aproximativ o oră și 20 de minute. Rulada este gata, s-a rumenit foarte frumos, o voi lăsa acum să se răcească, iar apoi o vom servi. Așa arată rulada de curcan, am tăiat o felie pentru a vedea și voi cum arată în interior și am servit-o cu salată. Sper din suflet să vă fie de folos pentru aceste sărbători și să vă placă. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!